vedem ce facem noi. Noi nu trebuie să vedem păcatul nostru. Noi vedem că Dumnezeu nu e un Dumnezeu bun. De ce? Că nu ne rezolvă nouă problema. Dragii mei, dar când am pus o întrebare la cea care a venit aici, nu prima dată, nu a doua oară, nu a treia oară, ci a e oară a venit aici ca să ceară, ca să fie liberați din pușcării. Am pus și o întrebare. Vrei să vezi mâna Domnului la lucru? Da. Fă și tu ceva. Primește pe Domnul. Ca să vezi așa o compensare, cum ar fi. A, zice, nu. Dar zic, au fost cuminți copiii tăi? De ce nu ai ajuns la pușcărie? Păi nu au fost cuminți. Și atunci ce-i vrei acasă? De ce nu-i lași acolo să-și primească? Ca să învețe, să respecte societatea. Să respecte, să fie oameni în societate, să nu mai facă rău. Ea s-a potrivit și ea a zis că eu sunt un om rău. Dragii mei, deci nebunia aceasta are și Satana lucrurile ei. Dumnezeu a spus că este dragoste, dar este și un mare foc mistuitor. De aceea noi trebuie să înțelegem lucrul acesta. Îmi pare foarte rău că n-au prea rămas mulți prieteni aici, ascultând Cuvântul lui Dumnezeu. Fratele putea să spună și lucrul acesta, dar pot să spun și eu. Deci așa, dacă au fost cercetați la Cuvântul lui Dumnezeu, avem vreunul aici care nu este predat? Voi sunteți predați Domnului. Prietenii care sunteți aici, sunteți predați Domnului? Nu. Nu. Și Cuvântul lui Dumnezeu nu v-a cercetat așa sau n-ați fost atât? Acum am venit ea. Acum a adus aici acasă. Acum am adus aici tu. Și asta la altă de lângă tine? E predat. Ea e predat. Să nu mi se fie aici. Da, dar predarea aceasta știm că are și un rol. Că rol să se țină la cu pistolul toată viața după ăla și era cu mine pe sus. Că ați văzut filme, nu? Să termine la un moment dat filmul. Și se alege într-un fel, ori nu pușcă, ori ăla cade de acord cu el să facă ce spune ăla. Cum rămâne cu predarea aceasta? Doar rămânem predați în Cuvântul lui Dumnezeu și cerem ce? Ca Dumnezeu să fie Mântuitorul nostru. Dar are și o pretenție să respectăm ca Domnul. Ce zice Cuvântul Domnului? Dacă sunt tată, unde îmi este cinstea? Alo? Mai suntem aici sau ce? Încă totuși suntem în casa Domnului. Un frate care a venit de la distanță ca să adeverească printre altele ca ceea ce v-am spus zi de zi pe care am fost în mijlocul. Am vrut să vă aduc frați din alte cetăți ca să vedeți că chiar dacă mă socotiți nebun, sunt nebun pentru Hristos. Deci, de multe ori mi-am zis că m-am mâncat cu pocăință. De multe ori v-am zis că, păi fratele ăsta toată ziua să nu facem pe aia, să nu facem pe aia. Dragii mei, ați auzit lucrurile cum sunt. Dacă nu avem această, cum să vă zic, nu avem aceeași țintă, nu avem aceeași lucrare care Domnul are asupra noastră și El ne iubește și ne vrea pentru El. Noi vrem doar așa? Doamnă, suntem cu tine, dar facem ce vrem. Am auzit astăzi că nu vom fi mântuiți. Deci este treaba dumneavoastră, cum înțelegeți? Eu am ascultat foarte mult pe fratele Domnului să-l binecuvânteze. De multe ori a spus că spunea într-o predică acolo. Eu n-am venit să vă fac nici să plânge, nici să râdeți. Fiecare înțelegeți cum vreți. Deci nu a venit ca să facă lucrul de zi, acesta a venit să întărească lucrarea lui Dumnezeu. Domnul să-l binecuvânteze și să-l ajute în continuare pe undeva. Eu vreau să înțelegem lucrurile acestea. Dacă tot am fost cercetați, haideți să intrăm într-o lucrare, într-o rugăciune și să strigăm la Domnul. Doamne, dacă până astăzi n-am înțeles cuvântul Tău de la frații care ne-au vestit, astăzi, Doamne, ne-a fost pus pe tavă. Ne-a fost explicat așa, cuvânt cu cuvânt. Și am înțeles că Tu ești dragoste, dar ești un mare foc în Sfântul.
Cândva spunea unui fras că noi aici când ne rugăm ca cei dragi ai lor acasă să moară. Înseamnă că ei simțeau ceva. Exact ce spunea fratele. În momentul când te rogi pentru cei dragi ai tăi, Dumnezeu vine și apasă acolo. Pe omul acela, uite, fii atent, eu am, așa cum faceți dumneavoastră de multe ori, că au venit acum surprizele acestea, mă duc cu tort, mă duc cu flori. Și tu rămâi surprins, băi, din ce parte vine? Tot așa vine și ghiotul ăsta. Bă, de unde vine? Păi cineva strigă, pe care tu l-a pești acasă, el vine și se roagă Domnului. Și Domnul apasă asupra ta, ca tu să vezi că el e bun și tu e rău. Vii mereu și dai în gură, vii mereu și faci tot felul de lucruri. De aceasta Dumnezeul nostru, păi dacă nu-i spune la Tatăl nostru, cui să-i mai spune? Copilul când este bătut, unde se duce? Se duce la vecin? Sau se duce la tată? Uite, tată, m-am bătut cu tare. Așa și noi, când avem probleme, nu trebuie să strigăm la tată. Și Tatăl ne rezolvă problema. Cum? O știe el. Auzind lucrurile de genul acesta. Și în seara aceasta am auzit că e minutul care poate să fie decisiv. Dragii mei, nu știi care ne mai trezim în viață. N-avem garanția că ne mai trezim. Dar El o știe. Și El privechează asupra sufletelor noastre. De aceea, zic ca în rugăciunea aceasta, să ne rugăm cu sinceritate și să, dacă doriți, cei care, nu știu, deci mie pe care ați venit aici, care nu l-ați primit și vreți să-L primiți pe Domnul Iisus pe viața dumneavoastră ca Domn și Mântuitor, ar fi bine. Ați auzit lucrurile acestea, că noi vorbim, Dumnezeu privește și ne vede pe toți. Chiar dacă te ascunzi după unul, după altul, eu nu te văd. Dar Dumnezeu te vede. Și când va fi acolo, va zice, dar cu tine ce s-a întâmplat? A, eu n-am știut, n-am auzit. Nu se poate. Ai fost și tu acolo. Vedeți cum prind aparatele ăștia, să vă uitați la ele. Să vă uitați la ele. Să vedeți că surprind și când te strig în rechi și în nas și peste tot. Tu zici, nu mă vede nimeni. Dar aparatul ăla se vede tot. Dacă aparatele ăștia făcute de oameni prin tot, dar minte uitului Dumnezeu care privește din Împărăția lui Dumnezeu. El vede și judecă și gândirea ta cel care stai pe scaun acum și mă judeci. Și zic, bă, dar nu mai termină, stau. Haideți să intrăm în rugăciune.